Bun găsit! Benzina atinge cel mai ridicat preț din istoria țării, 21 de lei și 93 de bani pentru un litru. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru vineri, 14 ianuarie, un nou preț plafon. Astfel, litrul de benzină cu cifra octanică A95 va fi mai scump cu 9 bani față de astăzi. Vom plăti cu 15 bani mai mult și pentru motorină, iar un litru va costa 18 lei și 71 de bani. Prețul carburanților crește constant din 10 decembrie. De atunci, benzina s-a scumpit cu aproape 2 lei pe litru. În aceeași perioadă, motorina s-a scumpit cu 1 leu și 70 de bani. ANRE explică creșterile prin majorarea cotelor accizelor prevăzute de codul fiscal, modificare ce a intrat în vigoare în 1 ianuarie 2022. Un alt motiv este majorarea cotațiilor la bursele internaționale.